inclusiv pe componenta romă. Și de aceea noi a trebuit să ne pliem pe această cerință, să spunem, a finanțatorului. Dar noi, bineînțeles, nu ne vom axa doar pe elevii de etnie romă. Categoric nu, pentru că acest lucru, vă dați seama și dumneavoastră, va însemna discriminare pozitivă, iar noi nu ne dorim acest fapt. Drept pentru care, în toate activitățile noastre, vor fi mixați, să spunem așa, atât de elevi de etnie romă, cât și cei majoritari. Asta ca o paranteză, pentru că am spus să punctez încă de la început acest lucru. Bun. Scopul nostru este, după cum vedeți și dumneavoastră, de a crește capacitatea școlilor dumneavoastră, de a desfășura, de a asigura incluziunea socială a copiilor romi prin formarea profesorilor, a elevilor și a părinților.